Emisiune. Ecourile conflictului dintre Alexandru și Ștefan de la petrecerea de sâmbătă seara sunt departe de a se fi stins. Ioane, capul ăla de... Dacă îți dam bucată atunci, îți dea dragi, dar nu te luau ăștia cu fărașul. Argumentele despre ce a fost sau ce ar fi putut fi au curs bărbătește și rațional de ambele părți. Ioane, dacă îți dăm eu... Fii cu minte, dacă treaba ta, dacă îți dau una, dacă spun că nu te mai străzeau ăștia. Nu e adevărat. Ia să întreb ce să te ofer. Îți garantez eu. Ei, să mai faci o dată chestia asta aici în casă. Între doi oameni erai acolo. Bă, să mai faci toată lucrul ăsta aici în casă. N-am zis, de ce ridici acum vocea? Păi mă enervez că iar început prostii. Păi cu ce începe? Bine. Păi cu ce ți-am spus? Păi dacă tu ai început acum? Bine. Era ok dacă săream și eu pe tine acolo? Eu cred că... Trebuie să fi sărit. Printre atâția mușchi încordați, care mai de care, David vine cu o primă observație de bun simț. Eu întotdeauna cu fata rezolv, nu cu bărbatul. Eu cu fata rezolv, că dacă face ceva de genul, de ea mă iau. Dar e normal, David, adică ești de înțeles. Păi nu mă, dar ce treabă are el, mă, dacă ea vrea? Pus să ne aibă treabă. Păi o forțează? Dacă e forțat, atunci mă iau de el. Contează. Însă, dacă ar fi chiar așa, înseamnă că David și Alex n-ar mai trebui să aibă nimic de împărțit. Dau cu zar. Ce piesa aia, David? Dau cu zarul 6-6. Mamă, mai am doar 3 așa de mânecă. Stai să vezi că e greu. Le dau drumul la toți. Eu unul l-am folosit deja seară. S-a mărtat adevărata față, ți-ai bătut-o cu cuvintele tale că... Fapt, dacă mă gândesc bine, mai am doi, că unul l-am folosit și cu tine, Alex. Când ai zburat căprioara sau când? Da. Păi n-auzi că nu mai vrea pe Andra, ce mai discutăm despre Andra? N-auzi că nu mai vrea, gata. O mai primă? Nu. Înțeleg că chiar acum câteva minute ați mai avut o discuție în casa băieților. Da, m-am crezut că a fost închis, dar am rămas un pic surprins. Ce de s-a întâmplat? Reacția lui Ștefan. Ce a făcut? Că dacă îți dădeam un pumn, rămâneai jos, adică... Ei, dacă, Ștefan, dacă îi dădeai un pumn, acum erai acasă. Se pare că el nu a înțeles chiar bine chestia asta. După ce a făcut primul gest, a văzut că nu a fost mustrat, cum s-ar zice, de ceva. Acum tot a continuat. Acum da, eu nu am reacționat în sensul că să-l cert, pentru că mi s-a părut că era așa, psihic cam picat și în general când vezi un om picat, nu te apuci să te sui cu bocanci pe el. Încerci să-l ajut să se ridice. Vă încinserăți aici? Se încinsere atmosfera? Păi dacă vrea să se elimine cu mine, nu a spus că vrea să se elimine cu mine. Nu cred că am spus că vreau să mă elimin cu el. El a spus că îmi dă un pumn în cap, că nu știu ce, că știe el ce. Dacă sunt un om educat și am zis să nu răspund cu aceeași monedă, se pare că tot se continuă. Bă, termină pe subiectul ăsta, te rog eu. Tu ai început, nu? Termină pe subiectul ăsta. Păi, tu ai început, termină nu? Pe subiectul ăsta. Eu zic că tu ai început. Nu, bă, cred termină că pe subiectul ăsta. Eu nu cred că te-am jignit pe tine. Bă, termină pe subiectul ăsta. Eu ți-am spus. Și eu ți-am spus. Bun, dacă crezi că ai 1,90 m și ești... Băi, te rog frumos. Maciumenul în casă, asta nu, treaba ta. De eu nu mă cred maciumen. Bine, treaba ta, ți-am mai zis o dată. Bine. Și eu ți-am spus. Bun, treaba ta. Eu ți-am zis de la început. Știi cum intrai în casă, ți-am zis. Bine, păi și eu ți-am spus tot. Perfect, gata, am încheiat subiectul. Păi, încheie-l o dată. Dacă tu ai impresia de maciumen, aici nu e bine. Păi, ai spus că încheiem subiectul. Păi, da, vreau să spun ca să înțelegi. Păi, și eu asta vreau și eu să înțeleg. Tu ai venit aici să-ți vezi treaba ta, da, eu de treaba mea, de treaba asta ta. Asta îmi doresc și eu. De ce mi-ai dorit? Să-ți faci o relație, da? Da, să-mi caut o relație. Perfect, aia. Păi eu ți-am spus ție că-ți dau un pumn în cap. Nu, am zis că n-am să-ți dau un pumn în cap. O să se vadă pe material. N-am zis că-ți dau un pumn în cap. Care e problema, Ștefan? Da, doamna Simona, el are, nu știu, el crede că e un mare maciumen aici în casă, poate, el face ce vrea. Bun, stai el puțin. Poate să le ia stop. Pe toate. Stop. Până una alta tu ai amenințat. Păi, ce a zis el prima dată? Tu ai amenințat că dacă îți dădeam... Păi ce mi-a zis el prima dată, că eu nu ziceam nimic, dacă nu spunea mie ce mi-a spus, că eu da, nu am nicio treabă. Da, dar am vorbit băiețește cu tine două zile. Deci două zile cred că am fost... Am fost foarte educat cu tine și am vorbit extrem de frumos. Nu, că tu ai început ieri, tu ai început. Cu ieri cu ce am început? Ieri. Păi să păi studiam materialul. Măi băieți, ce aveți de împărțit? Aveți ceva de împărțit și nu știu eu? Nu, avem, dar el a intrat aici... Hai să o luăm așa cu povestea aia, că nu ți-am spus atunci. Dar faptul că nu ți-am spus, apropo de paharul cu apă, nu înseamnă că tolerăm un astfel de comportament. Și știi foarte bine că nu. Știu că nu. Nici. Știu violența... Nici violența în limbaj. Și tu știi câte meciuri am avut cu tine apropo de chestia asta. Da, știu. Nu amenințăm. Vrei să forțezi o plecare din emisiune? Nu. Păi asta mă întrebam și eu.
Vrei să pleci așa, să-ți faci de rușine părinții și familia? Să ieși ca un golan pe ușa din spate? Nu. Păi atunci? Dar nu mai mă certați mai pe mine, că nu-s doar vinovat aici în casă. Uitați-vă și la el, nu numai cine la mine. Cine a fost? El a venit învățat ce să facă aici în casă. El știe tot ce să facă aici în casă, știe tot afară. Stai acuzații. Pe ce te bazezi? Acuzații. Păi... Cine l-a învățat? Stai puțin, cine l-a adus? Grupurile l-au adus aici. Grupurile, da, grupul l-a adus aici pe el. Grupurile, omul s-a înscris la ce grupuri? Păi da, s-a înscris, după s-a dat cu el pe WhatsApp, lumea l-a văzut, a intrat pe el. Și au început să-i dea și detalii de băieții din casă. Ce i-au spus? Provoacă-l pe Ștefan? Da, păi eu aduc scrisurile și vi le arăt. Da, stai un pic. Oamenii de afară pot să-ți scrie orice, apropo de, fosta, apropo de scrisoarea cu fosta iubită. Orice, orice. Nu, păi s-a văzut pentru ce mi-a spus și el în casă, că l-am întrebat când a intrat în casă. Băi, cu WhatsApp-ul la care e treaba? Și el mi-a spus, păi ce vrei, mă, mi-au și eu cu cel mai tare din casă, cu coșul din casă, că eu cum vreți să tu, tu ai făcut chestia păi, asta. Păi ai spus chestia asta tu. Dar nu am spus că mai iau cu cel mai tare din casă. Tu a, dați materialul când vorbeam. Da, să se caută materialul când am zis că mai iau cu cel mai tare. Tu ai fost cel mai vocal, da, tu ai fost cel mai vulcanic. Păi îți, dai seama că, îți dai seama că nu vorbeam cu David dacă David n-a zis nimic. Tu ai fost cel da, vulcanic ce mie, și cel mai vocal. Și de-aia am zis bine. Să vorbesc cu primul, cu cel care tot a fost adă vocal cu mine pe WhatsApp și cel care arunca vorbele. În prima zi când a intrat el aici și vă da, seama. Eu nu înțeleg care este sursa rivalității voastre. Nu vă luptați pentru inima aceleiași femei. Nici măcar atât. Adică care? Care este? El știa oricum foarte bine că eu față de Claudia nici măcar un bun nu-i dau. Eu nu știam. Stai un pic. Asta, așa se întâmplă cu toți concurenții care au intrat după voi. Voi sunteți, ați rămas câțiva din prima tranșă, ca să spun așa, da. Și restul, uite, Bianca aici poate să confirme. Ea știa despre voi lucruri, așa și băieții care au intrat. Și ceilalți băieți, și el și Ciprian și el Alex. El a căutat despre mine, el mi-a spus mie când a intrat de mine că eu am fost la pensiune, ce am făcut? Eu la pensiune n-am făcut absolut nimic, n-am băut la pensiune. Și cine ți-a spus? Cum ai spus tu mie în cameră sus? Ce ți-a spus? Eu ți-am spus de până în sâmbătă aia când ți-a venit rău și ai băut pe aici până n-ai mai putut. Eu de atunci ți-am spus că eram în izolare și m-am uitat la petrecere. Lasă că tu ai spus când ți-au făcut injecție. Nu are nicio treabă pensiune. Hai să căutăm materialul. Eu ți-am spus de sâmbătă aceea. Să căutăm materialul, ce-am făcut sus în cameră. Da, să caute materialul. Să caute și materialul înainte de petrecere. Ai afirmat de câteva ori că tu o să strici petrecerea. Și eu aseară am stat foarte bine și m-am gândit. Ceea ce ai și făcut-o între noi fie vorba. Păi da, dar îmi pare rău că nu s-a dat materialul când el tot afirma de câteva ori că el va strica petrecerea. El va strica petrecerea. Și asta s-a căutat. În condițiile în care eu cu Claudia clar nu am nimic, nici măcar nu am dansat și el tot a continuat pe acest subiect. Asta îmi pare rău că nu s-a dat materialul când tot afirma. Ai spus așa, Ștefan? Că vei strica petrecerea? Păi ai spus de câteva ori? Ziceam așa, și până la urmă ai stricat-o, nu? Asta s-a căutat. Păi nici eu veneam la petrecere aici, eram acolo, dacă nu strigați voi când ați făcut dansul. Eu nu intram aici. Eu n-am intrat. Am fost strigat când s-a pus strigat. Eu te-am strigat pentru că trebuia să ieșim unul dintre noi de aici și lipsea o persoană. N-aveam voie să ieșim. Nici măcar nu se punea problema de ceva. Dacă regulamentul petrecerii era ca toată lumea mama săptămânii, doamna Ermina, ca toată lumea să stea în living și să plece doar unul, nu? În zona de parte, party. Și să plece pe rând câte unul, da? Și dacă a rămas Ștefan, cât a stat acolo? Stat ceva. Nu putea nimeni să plece nici măcar la toaletă, nu? Nu, le-am adus o apă, mi-au cerut ce aveau nevoie. Ți se pare normal să faci asta, să-i sfidezi pe colegii tăi? Acum iar să dă mine cum că eu aș fi cel mai rău din casă. Nu sunt eu cel mai rău din casă, eu ce văd, de-aia spun și aia fac. El a intrat învățat de afară, să spui de cine? Cine a intrat învățat? S-a văzut și aici pe live, doamna Simona, la, a văzut că de-abia scoteam două cuvinte. La grupului. La la la? La 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 la, nu știu bune, cine. Bune, la la, noi n-avem nicio colegă nu. În echipă la la, deci nu există cum. E o telespectatoare la la care îi spune, Alexandru. Da, din grupul lui. Am mai multe susținătoare din grupul meu de gladiatori. Da. Dar am primit doar câteva sfaturi. Și ce ți-a spus? Păi uneori să mă temperez, uneori de la prea mult entuziasm, să nu mai vorbesc prea mult, să nu mai dau anumite cuvinte, chestii importante. Sunt lucruri pe care bine. Fiecare dintre voi le primiți de la grupurile de fani. Deci nimic pe rând. Nu? E ceva... Chiar pot arăta toate scrisorile. Asta scrisorile, că voi le-ați vorbit afară, tu ai spus că și cunoști. Bă, lasă-mi pe mine cu textele tale. Cine cunosc? Păi ai zis că o cunoști, mă, omule. Așa, și am întrebat pe nimeni. E ceva interzis să ai o prietenă de afară care e și susținătoarea ta? Adică mi-amintesc că și Ștefania avea o prietenă cu care am și vorbit la telefon în emisiune și care conducea un grup de susținători. Adică, iartă-mă, nu e nimic interzis. Da, Simona, eu din ce am înțeles, el tot afirmând că el vrea să se elimine, eu l-am cam simțit că el tot ar căuta chestia asta. Dacă vrea să se elimine, uite ușa, Ștefane. Eu, asta dar eu nu cred că tu-ți dorești asta. Nu mai dați cu mine cum. Tu-ți dorești asta?
Nu doresc eu asta, eu vreau să ies pe... Despre asta este vorba. Despre tot asta ai afirmat că vrei să pleci. Băieți, hai să fiți atenți. O să urmeze 3 zile în care eu nu voi fi aici. Sunt 3 zile de sărbătoare. Vă rog, nu stricați sărbătorile tuturor, nu stricați atmosfera în casă. Nu, repet, Ștefan, uite-te la mine. Alexandru, uite-te la mine. Nu aveți nimic de împărțit. Nu avem. Grupurile sunt, fac la fel cu toți. Adică nu are el un grup care conspiră pe... E și de râs. Repet, vă rog din suflet, nu stricați sărbătorile casei Mireasa. Nu le stricăm. Calm, da? Fără nervi, fără nimic. Fără. Doamna Simona, exact după incident m-am dus după el, am încercat să-l împac, să vorbesc cu el. O oră mi-am pierdut, mi-am irosit timpul. Îți dai seama ce o oră am vorbit cu el în continuu. Timp. Și am explicat că n-am nicio treabă cu nicio fată din această casă și după 2 zile vine și ridică vocea la mine și mă amenință. Să vă potoliți. Alex, rămâi acolo, pisic. Eu nu am cum să fiu pisic. Așa a venit doamna Simona, el așa a venit aici în casă. Păi, a venit învățat. Tu ești leu? Ce ești? Te-ai făcut caracul acum. Păi, stai un pic. Îl văd că se dă ce nu este. Ce se întâmplă? E o luptă pentru supremație acolo în casa băieților? Nu, doamna Simona. Care e cel mai cocoș? Nu. Nu, mă bucur că lumea de acasă... Lăsați-le pe fete să decidă. Nu voi doi. Eu nu vă bat pentru niciun fel. Da? Nu aveți... Până acum câteva zile te băteai la propriu, aproape. Nu m-am bătut, doamna Simona. Da. Aproape am spus. A fost orgoliu acolo. Pentru că el a făcut tot așa, a făcut ca să mă enerveze pe mine acolo. În condițiile care am fost foarte educat. Era praf, adică era beat mort acolo. Ce să facă și el? Eu eram beat mort? Bă, du-te, frate, stai să ne potolim, gata. Încetăm în acest moment, în pauză, vă rog. Ai văzut și cu Eren